acum noi discutăm despre bomba din coaliție. Este oficial, se mărește prețul la energia termică, crește TVA-ul și acolo de la 5 la 9%. Sebastian Burduja, ministrul energiei, a vorbit despre această majorare. Să ascultăm declarațiile. Cred că fiecare minister, fiecare agenție, fiecare instituție de nivel național și local trebuie să-și facă o analiză foarte atentă, să vadă câți oameni livrează cu adevărat în interesul cetățenilor. Dar este vorba de... Ați face concedieri. Aș evalua foarte bine, pe de o parte, posturile vacante, pe de altă parte, exact ce livrează fiecare, da? Aș spune că e o analiză firească. Cum vor fi afectați oamenii de la iarnă pentru aceste creșteri de TVA la energia termică? Totodată, așa cum am spus mai devreme, orice măsură o vom primi la minister, vom analiza cu atenție. Deocamdată sunt discuții vehiculate parțial în spațiu public, sunt negocieri, dar nu a ajuns nicio propunere formală. Da, este deja clar că se va merge pe această creștere a TVA-ului la energia termică de la 5 la 9% și vreau să trecem în revistă cum ni se scumpește viața. Taxa pe valoare adăugată crește la o serie de produse. Vedem așa, manualele școlare, cărțile, ziarele și revistele, toate vor avea TVA-ul crescut la 9%. Da, este deja decis în coaliție. Biletele la castel, muzee, grădini, bâlciuri, parcuri de distracție. Și acestea vor avea TVA-ul crescut la 9%. Aici lovitura pentru piața imobiliară. Locuințele cu valoare până la 120.000 de euro nu vor mai avea TVA-ul preferențial de 5%, la fel 9%. Activitățile sportive și ele vor fi afectate. Alimentele biotradiționale, mâncarea pentru animale. Și aici avem aceste majorări. Transportul în scop turistic, la fel, va fi crescut. Toate aceste taxe, vedem, aceste taxe cresc și pentru panourile fotovoltaice. Aici avem și panourile solare termice, pompele de căldură, atenție, și lemnele de foc și rumegușul și vreascurile vor avea TVA-ul crescut la 9%, deși au fost discuții ca acolo să nu se majoreze. Foarte important, l-ați auzit și pe ministrul Burduja, ministrul energiei, energia termică în sezonul rece va avea aceeași taxă pe valoare adăugată crescută și o să discutăm și biletele la concert cresc, TVA-ul aici va fi și mai mare, 19%. Da, este alături de noi domnul Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție, domnule Dăianu. Bună ziua. Ați publicat o opinie și o să vedem imediat pe ecran. Ce recomandări le faceți dumneavoastră celor din guvern? Pentru că de atâtea săptămâni discutăm despre aceste măsuri și dumneavoastră le spuneți clar că ar trebui să elimine cât mai multe din ceea ce face regimul fiscal din România unul regresiv, inechitabil, cu cei care câștigă mai mult și plătesc proporțional mai puțin și să se renunțe la toate aceste facilități. În acest moment nu este o decizie clară pe renunțarea aceasta a facilităților. Care este riscul, domnule Dăian? Opinia mea reia din ceea ce noi subliniem de mai mult timp la Consiliul Fiscal și anume că suntem mult rămași în urmă cu ceea ce presupune o corecție a unui mare deficit bugetar, deficit structural, care semnifică un decalaj între, sau o diferență mare între cheltuieli inevitabile, numite permanente ale bugetului și încasări permanente ale bugetului. Ce înseamnă, de fapt, această diferență mare între încasări și aliați venituri și cheltuieli. Dar să știți că fostul ministru de finanțe nu vedea diferența gaura, cum i-am spus, și spunea că o să se reducă totul, o să se regleze totul din pix. Nu vreau să comentez acum observațiile domniei sale. Eu ce pot să vă spun este că noi nu de ieri de azi vorbim despre un deficit structural mare, care ce înseamnă că m-ați întrerupt? Înseamnă, de fapt, o finanțare a acestui decalaj de către străinătate, de către finanțatori. Așa ceva nu se poate întâmpla la nesfârșit. Deci nu ai cum să gândești că străinătatea îți va finanța un deficit atât de mare. În plus, ceea ce noi deplângem, și nu numai
eu și cu colegii de la Consiliul Fiscal, dar și economiști din țară, deplângem o situație, și anume că există preferințe acordate, un regim preferențial acordat, unor categorii de cetățeni, unor industrii, care înseamnă de fapt că are loc și o subvenționare din partea celorlalți care compun mersul economiei românești. Și paradoxul este că ceea ce noi numim prin un regim fiscal regresiv, cei care proporțional plătesc mai mult, sunt cei care au venituri mai mici. Și atunci este de ales. Știința economică nu poate să... nu e vrăjitorie. Sunt într-o situație extrem de complicată în care alegerea este între rău și mai rău, fiindcă pentru a face ca finanțarea din străinătate să fie totuși suportabilă în anii ce vin, că s-ar putea la un moment dat să se închidă piețele pentru noi, așa cum s-a întâmplat în 2009-2010. Și atunci am recurs, deși aveam o datorie publică mică, o treime din ce avem acum, a trebuit să solicităm un pachet de asistență financiară de la Uniune. Acesta este riscul, domnule Dăianu, să vină acesta femeiul? Acesta este riscul și atunci avem de ales între rău și mai rău. Pentru că orice se va face, oricare va fi combinația, reducem cheltuieli plus umblăm la taxe și impozite, deci oricare va fi combinația. Și ea are și o dimensiune politică pronunțată, mai ales că sunt cele două partide, au viziuni diferite, da. Mulțumesc, domnule Dăianu, așteptăm să se pună de acord. Foarte important ce ați precizat, că toți cei care câștigă puțin plătesc.